auzit zilele acestea, în contextul pandemiei, următoarea afirmație: Dumnezeu este supărat pe noi și ne pedepsește. Oare chiar așa să fie? Astfel mi-am adus aminte de copilărie. Am trăit într-o familie cu 4 copii, toți băieți, eu fiind al 3-lea dintre ei. Când eram copil, mă simțeam favoritul mamei. Reflectând la acea vreme, acum când am crescut, am găsit o paralelă sub titlul 3 mesaje părintești și îngerești. O iubeam pe mama mea și o cinsteam, așa cum spunea și porunca a 5-a din Decalog, Exodul 20:12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. În al doilea rând, îl iubeam și pe Dumnezeu și mi-am însușit pasajul din Apocalipsa 14:7. Respectă-L pe Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul, căci a venit ceasul judecății Lui. Uitându-mă în urmă, nu am descoperit vreo răzbunare a mamei și nici a tatălui ceresc. Mama îmi spunea adesea: gata, trebuie să închei cu încurcăturile dintre tine și copiii care au alte valori morale scăzute. De ce să cazi nevinovat de multe ori? Dumnezeu, de altă parte, spune: a căzut Babilonul, adică acea încurcătură și constrângere religioasă. Astăzi, dacă vrei, tu poți citi și descoperi că Dumnezeu este iubire, că El dorește mântuirea ta. În al treilea rând, ceea ce am apreciat eu cel mai mult la mama mea este că m-a ajutat să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea. Ceea ce am învățat din Biblie este asemănător: să nu te subordonezi niciunui idol. Dumnezeu este iubire. Încrede-te în El.